Salutare, copii! Astăzi am primit un colet cu Pie Face și astăzi o să luteți facem și să facem un concurs cu Edi și tati! Yay! Haide, tati! Salutare, copii! O să facem un concurs cu frișcă și să vedem cine e mai rapid la joc. O să, probabil, din ce văd eu pe cutie, o să-i da cu frișcă celuilalt în față. Așa. Coletul acesta, noi l-am comandat ieri de dimineață pe picodino.ro și ce credeți? Astăzi, în dimineața asta, după nici 24 de ore, am avut coletul acasă. Super tare! Da, deci s-au mișcat foarte, foarte repede. Foarte repede, foarte repede. Coletul era ambalat foarte bine. Foarte bine, cutia arată foarte bine. Da, nu e deteriorată. Nu de deteriorare, da. Haideți să vedem cum e în interior. O să ne jucăm cu frișcă, da. Să vedem cine câștigă. Eu. O să facem mai multe, așa că mie nu-mi convine, că dacă tu mă bați din prima, după aia nu o să fie doar 1-0 pentru tine. O să facem din câteva încercări să vedem cine câștigă. Nu-i așa, mami? Da, da, sunt de acord. Haideți să desfacem jocul. O secundă. Așteaptă-mă o secundă că mă duc să-ți aduc o forfecuță specială a ta cu care să desfaci. Ia, Pipi. Da, este foarte frumos. A venit forfecuța. A venit. Așa. Dar știți ce ne mai trebuie? Cred că mai avem nevoie de niște șervețele. Asta cu siguranță. Mă duc eu să aduc și șervețele. Stai o secundă ca să te ajute tati aici. Mai întâi să desfac cutia. Edi să înceapă să vă descopere jocul. Așa, să vedem. Stai să te ajute tati, că e un pic cam mare, cred. Ce e aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Ce avem aici? Da, să știți că jocul ăsta... Jocul acesta nu-l găsiți în magazine decât pe internet. Noi nu l-am găsit deloc în magazine. Haide, să vedem. Haide să-l asamblăm prima oară, ok? De astea două, ăsta e unul aici și unul aici, ok? Ia uite, palma! Palma care vine aici? La... Sunt două palme. Stai așa să ne uităm cum se montează, că... Nu mă pricep. Trebuie să le băgăm așa. Stai un pic, ia stai un pic. Stai o secundă, că să vedem care-i treaba. De ce sunt două? Poate sunt două palme. Fiecare palma lui. Așa. Așa. Bun. Dar nu mai înțeleg de ce sunt două. Ok. Deci... Așteaptă ca să pun și eu bărbia la mine, tu la tine. Hai, și începem. 2, 3 și... și... Păi hai, apasă. Da, așa, apasă mai tare. Un 0 pentru Edi. Ok, nicio problemă. N-am știut eu cum se joacă din prima și din cauza asta mai văd. Mai încercăm o dată, ce zici? Da. Vrei? Da. Poate de bar pe tine. Pa, pa! Hai. Edi, fără startul, cred. Jota pe mami. Este vada. Ia uite-te la mine. Gata, ești ok.
Ia. Hai, pune la aici că încă mai merge. Asta aici mai facem. Nu. Nu mai, lasă mami. Ok, stai. E jocul, e 2 la 1 pentru Edi, da? Da. Asta eu cred că să vă puneți mai multă frișcă în ea. Nu, aș vrea. Mai înălgăm o dată? Da. Ok. Vă așteaptă ușor, nu fura startul. 2, 3 și... Cât am făcut până acum? Cât e scorul? 3 la 1 pentru Edi? Da. Ok, ultima, dacă... Nu ultima, cât... Mai avem 10. Până la 20. Vezi la până la 20? Ok, mai încercăm de 2 ori. Dacă nu reușesc să te egale... Nu, de 3 ori. Dacă nu reușești să câștig din primele două, atunci ai câștigat tu, bine? Vrei să facem așa? Un, bine, doi, mami! Trei, zi, haide! Dar nu te feri, n-ai voie să te feri, dar nu mai joc. Că n-ai voie să te ferești, de ce? Mie când îmi vine în față, dar n-ai voie să te ferești. Da, nu trebuie. Eu știu, dar n-ai voie să te ferești, trebuie să stai, că de-aia stai cu barba acolo. Hai, de asta se repetă. 2, 1. Ok, încă o dată, hai, repede. Nu mai, nu e corect. Trebuie să stai cu bărbia acolo. Dacă nu ai pierdut, fii atent. Pentru fiecare de asta pierzi cu care n-ai voie să te miști. Hai să le punem pe acum. Ce să mai fac? Nu mai, gata. Cu fețele? Hai să punem și cu fețele, ok. Așteaptă un pic. Te rog. Da. Hai, ultima, că nu mai am, n-am adus așa multe șervețele. Mai am un singur șervețel. Așa că ăsta e ultimul. Invers. Ok. Asta cu fata. Asta e cu fata și asta e băiat. Hai că stau eu la fata, bine? Ok. Ok. E bine așa, mami? Se vede bine de la tine? Da, e bine, bine. De aici. E bine. Așa. Stai un pic să pun ultima frișcă. Așa. Wow. Nu, du-te și... Uită-te la cameră, uite, vreau să-i vadă mama. Mami nu mai poate de râs de noi. N-am răzgărit numai de frișcă ea. Uită-te la tati. Gata, e ok, totul ok. Ce ți-ai intrat și în gură? Mănânc-o. Mănânc-o, că e bună. Ok. Mai născăm? Mai vreau. Eu știu că mai sunt vrei, dar nu mai am cervețele, tata, gata. Băi, vreau frișcă la cafea, vă rog. Haide! Nu mai avem frișcă și nu mai am cervețele. Dacă îți dau cu ăla așa, o să... Uită-te la mami. Dacă o să-ți dau cu frișca în față, o să nu o să ai cu ce să te ștergi, o să rămâi cu ea pe față. O să rămân numai viteză. Ia, hai, mai viteză. Acum, cu frișca care a mai rămas, repede. Da-i făin. Ok, ăsta a fost jocul nostru. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Da. Sper că v-a plăcut și dacă vreți un joc de genul, puteți să comandați de pe picodino.ro. Dacă îl aveți prin magazinele voastre, pe acolo, ok. Dacă nu, să știți că este simplu amuzant. De comandă. E foarte amuzant. Da. Noi ne-am distrat copios. Și vă mai așteptăm la să urmăriți canalul nostru de YouTube, Aventurile lui Edi. Nu uitați să dați subscribe. Da. Și vă așteptăm la următoarele provocări, aventuri. Sau dacă aveți ceva idei pentru noi, nu uitați să ne scrieți. Da. Ne lăsați în comentarii.
sigur, sigur. Ok. Vă pupăm! Vă pupăm! Ba! La 1000 de like-uri! 1000 de like-uri! Haideți copii, repede, repede! Cu like-urile! Vă pupăm! Bye!